pe care îl conduc eu și eu de fiecare dată când o să fie o situație, eu am să vă invit să veniți să participăm la anumite acțiuni. Eu cred că timpul care o să fie acum nu ne va permite mai mult să circulăm decât luna noiembrie, dar la primăvară, eu cred că de Paști, vom face o acțiune iarăși cu bicicletele. Și la sigur că de Independență, noi anul ăsta chiar pe traseu vorbeam, că o să mergem la cel mai de nord punct a Republicii Moldova. Asta este Criva Briceni. Ne vom duce încolo cu o mașină și vom merge două zile, 26, ne vom merge până la Bălți. Vom nopta acolo și vom fi cazați, ca de pe 27 să ne pornim deja de la Bălți, la Chișinău. Eu încă o dată vă mulțumesc pentru participare, eu sper că nu v-am ofensat pe nimeni cu cadourile. Acum eu zic să strângem repijor totul, las aici toate chestiile astea și mergem la Igor Vieru în deal, adică la mine acasă, de fapt. Stăm normal la o masă, să bem o bere, o șampanie, să mâncăm o zamă ca lume. Da? E ok? Bun. Acum haideți, eu vreau să le mulțumesc cameramanilor noștri. Mihai, mulțumesc tare mult! Un cadou de la compania Arco. Și colegul nostru care a făcut meeting up-ul. Roman. Mulțumesc tare mult, Roman. Mulțumesc, dar ție, ce vi-ți Băi, fraților, pentru mine cadou ați fost voi astăzi, așa că cel mai mare cadou pentru mine a fost că eu astăzi mi-am pus în plan să fac traseul și l-am făcut. Domn Vasile, te felicit că ați organizat așa ceva. Primiți un cadou de la compania Arco. La compania Arco. Acum haideți să strângem tot. Mă scuzați, vă rog. Și un drapel, da, vă rog, chiar vă rog. Și de la operatorul național de telefonie mobilă și de la casă curată. Așa. Și promoția asta este valabilă de mâine, nu de azi, de mâine. Așa. Bun, acum eu o să dați voi cameramanilor să mai filmez o dată tot șirul ăsta de drapele. Veniți în partea asta cu toate bicicletele și cu asta le strângem repede și plecăm.